Ce se întâmplă în momentul în care pacientul confirmat pozitiv ajunge la Dentirad Hospital Plopeni? În acest moment, pacientul practic intră pe secția destinată pacienților COVID pozitiv și în funcție de situația în care se găsește de momentul evaluării, cât timp a trecut de la această evaluare, poate să suporte o nouă reevaluare în această sală care este în imediata apropiere a intrării, unde se pot culege câteva date medicale despre acesta și câțiva parametri, sau dacă tot ce înseamnă evaluarea pacientului este recentă și nu mai are nevoie de altceva, pacientul va ajunge în salon în condiții de cazare cu două paturi și cu grup sanitar propriu, astfel încât să nu fie nevoit să facă alte deplasări. Aceste lenjerii sunt de unică folosință? Da, lenjeriile sunt de unică folosință. Când, la ce interval se schimbă? În principiu se schimbă în funcție de necesități, pentru că uneori poți să le schimbi și de mai multe ori într-o zi sau la 2-3 zile în condiții normale. În cazul în care unii pacienți vor avea nevoie de oxigen, poate asigura spitalul acest, să spunem, serviciu da, medical? Da, putem folosi concentratoare de oxigen. Vorbim de aceste aparate? Aceste aparate de diferite capacități, de 8 litri sau de 5 litri sau poate și mai mult, dar asta pentru cazurile foarte grave și de asemenea tot ce înseamnă tratament, indiferent că este vorba de tratament injectabil, perfuzabil sau tratament medicamentos, se poate administra strict la patul bolnavului ca și partea de monitorizare a funcțiilor vitale. Cât timp vor petrece pacienții în spital? Timpul minim ține strict de evoluția dumnealor. În principiu, timpul maxim ar trebui să nu depășească 14 zile, practic, pe tot ce înseamnă noile reglementări. 14 zile considerăm infectarea COVID vindecată, rămânând în discuție eventualele sechele sau bolile celelalte, comorbiditățile. Sigur că și aici pot fi niște discuții în ceea ce privește pacienții imunodeprimați, dar sigur că noi aici suntem într-un spital suport, nu suntem spital de linia 1 sau linia 2, suntem spital suport, așa încât de principiu maxim 14 zile sau dacă lucrurile merg foarte bine mai repede și tot ce înseamnă simptomatologie, test de laborator, confirmă faptul că pacientul este bine, se poate externa și rămâne la domiciliu până la 14 zile sub monitorizarea medicului de familie. Și o ultimă întrebare, cum ajung pacienții la spitalul dumneavoastră, având în vedere, să spunem, caracterul special? Se pot face internări la cerere sau pacienții vin doar în urma unui sistem bine, să spunem așa, monitorizat de autorități? Pacienții vin exclusiv prin repartiție care se realizează la nivelul centralizărilor făcute la Direcția de Sănătate Publică, respectiv Serviciul 112. Ei vin după ce au fost confirmați COVID pozitiv, după ce au fost evaluați într-un spital de linia 1 sau linia 2 și apoi sunt transferați cu ambulanța. Varianta în care pacientul, chiar și COVID pozitiv demonstrat cu test PCR, vine și bate la ușă că vrea să se interneze, este exclusă pentru că nu este legal.